Dar un motiv, iubirea. Dar nu cauza provine din efect, ci din potrivă. Nu știu, Teodoro. Însă ea mi-a spus că pentru dânsul a nutrit doar simpatie. Dar îndrăgostite văzându-le au ieșit în calea cinstei numite tâlhărâși dorințe, pustiindu-i fără milă sufletul de neprihană și clementindu-i hotărârea. Ce scrisoare minunată. N-ar fi chip să schimb o iotă. Hai, încearcă. N-am curajul. Fă-o, ca să-mi faci plăcere. Poate vranațimea voastră nepriceperea să-mi vadă. Nu te aștept, devine iute. Plec să încerc, ce-o fi să fie? Hei, Tristane! Într-un suflet vin să-ți împlinesc porunca. Rușinat de așa pereche de nedragi, cam ponosită. E, ce să fac? De la o vreme m-a putat cam mult stăpânul, cum mă vezi, și se face. Joacă? Bine ar fi să... De ce nu joacă? Din prudență. E îndrăgostit pe semn. E îndrăgostit, nici vorbă. E un sloi, un sloi de gheață. Cum se poate să nu aibă nicio dragoste cinstită un bărbat atât de chipeș, tânăr și deștept ca dânsul? Eu îl văd doar de țesală și o văz nu de răvașe.